Scoatem bani de la bancomat, la fel mă gândesc, nu? Da. Bă, ce tari sunt poliții, adică ce tari. Ți-ai fi imaginat vreodată, mă, că polițiștii rutieri și păgari care cer șpagă de la șoferii prinși cu diverse chestii îi duc pe ăștia la bancomat, apropo de piesa? Păi, ideea a fost patentată de Lidia, că nu întâmplător. Cred că a fost patentată, Lidia a făcut-o și ea, adică Lidia s-a dus cu polițistul. Noi de acolo o știm. Ea a fost victima unei astfel de situații. Ăia din Huș, polițiștii și păgari din Huș, despre care am vorbit zilele trecute, da, au început să apară diverse detalii. Oamenii respectivi, dacă nu aveai bani, nu-i nimic. Te duc eu la bancomat, știi? Și duceau la bancomat, mă, și pe șoferii pe care, vă reamintesc cum îi făceau să ajungă în situația asta, aveau doi complici care mergeau încet pe drum, în zone cu linie continuă. Dublă continuă. Și forțau să depășească. Și când depășeau, îi trăgeau pe dreapta și spunea, nasol, trebuie să... și se șpagă. Păi n-am bani la mine. Nu-i nimic, mergem la bancomat. Mai țineți minte, erau niște reclame sau glume sau cu cerșetorul care, mă rog, în metrou cerșește și cineva îi spune n-am decât card. Nu-i nimic, am POS. Pac și scoate POS-ul. Bravo. Asta demonstrează că polițiștii s-au adaptat și că nu mai sunt rigizi cum erau odată. Da. Înțelegi? Acum sunt foarte înțelegători. Adică, domnule, n-ai bani să rezolvi problema, nu-i nimic. Uite. Păi, știu unde am văzut asta, acum îmi dau seama. Am fost în vacanță, ai fost tu, Luca, în Zanzibar? Nu. Bun, am fost în vacanță în Zanzibar. Tu și domnul președinte ați fost. Eu și domnul președinte, da. Zanzibarul fiind, ce să spun, e considerat așa un fel de Elveție a Africii, a Tanzaniei, dar așa vă imaginați, da, adică este acolo ceva. Bun, și acolo există din loc în loc pe drumurile lor filtre de poliție, în sensul că este un butoi cu ciment pus în mijlocul drumului și în butoiul ăla cu ciment este înfiptă cumva un par pe care îl dau deoparte sau nu polițiștii. Și șpaga la polițiști acolo se dă, au ei un sistem de ăsta de plăți instant în Africa, înțeleg că este foarte popular, prin telefon, prin numărul de telefon. Uh-huh. Și polițistul îți dă numărul de telefon și tu îi dai șpaga ca el să nu stea cu cash-ul civilizat. La el, să nu aibă probleme, că se întâlnește cu alții. Deci totul este super civilizat, organizat. Așa și la noi. Ăștia de la Huși îi duceau la bancomat. Puteau să ia pe Revolut banii, plăți instant, nu? E, nu s-au gândit, dar uite că e, acum dacă ascultă Europa FM, mă gândesc că... Da. Deci, în perioada asta monitorizată de ofițerii anticorupție, polițiștii de la Huși, 8, au fost surprinși luând mită de peste 130 de ori. Și treaba mergea de bine încât un polițist de la frontieră a aflat... Și se dădea și el de la rutieră ca să participe. Vorbesc serios. Este incredibil, băi, incredibil. Hai, mă bag și eu cu voi. E foarte bună asta. Înțelegi? Da, pe bune. S-a aflat de asemenea că polițiștii ieșeau chiar și în timpul liber la amendat șoferi. Aia, adică și să dau două. O, ore suplimentare. Orele suplimentare trebuie și ele plătite. Dedicați statul român nu are, exact, nu are bani să susțină toate aceste vai de acțiuni. Capul meu. Pe de altă parte, uite, se circula corect dacă intervenea poliția, bănuiesc că se circula corect. Da, făceau prevenție. Era prevenția asta. Practic. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.